Bun găsit, prieteni! Astăzi vreau să vorbim despre măști de față pe care le putem pregăti cu siguranță acasă și care sunt la fel de eficiente ca acelea pe care dăm o grămadă de bani, le cumpărăm de la farmacii sau din supermarketuri sau de la alte magazine și eventual mai facem și o vizită la dermatolog cu un consult și acela destul de scump. Așa că există măști care sunt bune pentru toată lumea. Măști pe care le poate face fiecare pe față, frecvența lor depinde într-adevăr de tipul de ten și de afecțiunile, dacă ele există, ale fiecăruia. De aceea am intrat pe un site de specialitate unde articolele sunt scrise de către medici dermatologi, el se numește puresense.co și .co.in. Și acolo mi-a fost recomandată o mască de față cu vitamina C. Mi-a tras atenția cea cu vitamina C, care se face foarte ușor acasă, se pregătește foarte ușor acasă, nu trebuie să fii cine știe ce bucătar sau gospodină, și apoi se aplică pe față și are logică. Sunt doar 3 ingrediente, este vorba despre pudră de vitamina C pe care o putem găsi cu ușurință, 2 lingurițe de pudră de vitamina C, o linguriță de pudră de turmeric și 2 lingurițe de ulei de migdale. Acestea toate se amestecă, se aplică pe față, sigur, după un ten foarte bine curățat, se lasă câteva minute și apoi se spală și la final facem rutina noastră, rutina însemnând ne mai aplicăm crema de seară, dacă vorbim despre o mască aplicată la sfârșitul zilei, ceea ce se recomandă. În general, măștile se aplică pe tenul curățat, după ce am înlăturat machiajul, după ce ne-am spălat pe față, după ce am făcut ce mai avem de pregătit, în așa fel încât tenul nostru să fie curat, se aplică masca, aceasta se ține câteva minute pe față, se înlătură și se pune pe față, se aplică pe față crema de seară, de noapte, care să încheie această rutină. Și cremele acestea de vitamina C au o frecvență, să spunem, se aplică o dată pe săptămână sau o dată la 2 săptămâni. Aici chiar trebuie să luați, să încercați să luați sfaturi de la un medic dermatolog în funcție de tenul fiecăruia. Da, deci 2 lingurițe de vitamina C, o linguriță de pudră de turmeric și 2 lingurițe de ulei de migdale. Vitamina C este combină cu turmeric pentru că ar crește beneficiile asupra pielii în condițiile în care turmericul este unul dintre cele mai bune produse antiseptice, iar în cazul persoanelor cu acne oferă o protecție bună împotriva gerbenilor, bacteriilor care pot să ducă la apariția acnei. Da, deci e o cremă deosebită, care trebuie însă frecvența aici, nu știu de câte ori și nici nu scrie acolo, pe săptămână, pe lună, o putem folosi în funcție de tenul nostru și probabil că nici nu se pot da astfel de sfaturi fără să se țină cont de particularitățile fiecăruia. Asta ar fi un exemplu cu care am început, dar discuția în acest video este despre costurile foarte mari pe care le au cremele, marile creme de renume, și care nu sunt unele extraordinare și care, vă spun din proprie experiență, nu au efecte deosebite asupra tenului, mai ales acelea care conțin foarte mult parfum. Și erau creme de la firme mari, creme premium, care și în țările, în alte țări mai bogate decât România, erau considerate creme mărci premium, creme scumpe. Nu știu dacă vă amintiți pe Jennifer Aniston într-un film, nu mai mi-amintesc titlul, numele filmului respectiv, își lua numai creme din acelea de tip tester și nu găsea și făcea tot felul de artificii în așa fel încât să poată primi cremele acelea, cutiile acelea mici de testere de creme, pentru că aceste creme erau foarte scumpe. Da? Deci cremele acestea foarte scumpe de multe ori nu au niciun efect. De aceea există și grupuri pe Facebook, unul dintre grupuri îl urmăresc și eu, este comunitatea produselor The Ordinary, care a fost extinsă la mai multe
firme, se recomandă acolo tot felul de sfaturi. E adevărat că fetele se cam ceartă tot timpul, sunt foarte nervoase toate și nu prea le convine nimic, dar până la urmă, dacă ai răbdare să depășești toate acele conflicte dintre ele, poți găsi niște sfaturi bune și care să-ți fie de folos, fără să ajungi la un medic dermatolog, fără să plătești nu știu ce tratament pe la cosmetică. Da, deci iei niște sfaturi bune și le iei gratuit. Dar lăsând la o parte acest lucru, este important ca întotdeauna să avem timp pentru a ne informa cu privire la oricare problemă din viața noastră, chiar și una mai puțin importantă, semnificativă, ca aceea a îngrijirii tenului și a alegerii unei măști de față sănătoase. Ne revedem mâine dimineață, numai bine!